Manifestarea intitulată Pictura naivă din Uzdin la 55 de ani de existență, 1962-2017, a avut loc sâmbătă, 9 decembrie, și a cuprins vernisajul expoziției retrospective a picturii naive din Uzdin. În deschiderea evenimentului, asistența a fost salutată de directorul Căminului Uzdinean, Marius Rămeanț. Onorată asistență, stimați oaspeți, iubitori ai frumosului și a tradiției, a coloritului binecunoscut pe mapa mult. Bine ați venit la modestă, dar însemnată manifestare a celor care cel puțin 55 de ani lăsați în urmă ne-au prezentat cu mândrie în lume. A făcut ca Uzdinul să devină una dintre metropolele culturii și artei naive din lume. Iar picturile care sunt semnate de Anuica Măran, Maria Balan, Mărioara Motorojescu, Sofia Doclean, Florica Puia, Florica Chies, Anuța Dolama, Ana Onciu, Steluța Țăran, Viorica Iepuie, iar apoi de Sofia Ionașcu, Ileana Oalge, Ofelia Speriosu, precum și a băieților, adică bărbaților, care pe parcurs s-au asociat mișcării naive, Adam Ezin, Ion Rămean, să fie prezentate în cele mai cunoscute galerii de picture din lume. Din Uzdin la Vârșeț, din Tokyo la New York, de la Roma la Stockholm, din Madrid la București, Dubrovnik, Klebinj, Lozana, Belgrad, Novi Sad și Jagodina. Toate cele amintite rămân nemuritoare în enciclopedia picturii naive, nenumeroase filmuri documentare și a articolilor apărute în revistă. Am spus la început modestă manifestare, fiindcă pictura naivă din Uzdin merită mult mai mult. Mult mai mult atenție și recunoștință. Ea este simbolul Uzdinului, lucru care a făcut ca satul nostru să devină cunoscut în lume. Dacă vremurile vor permite și iubitorii frumosului vor sări în ajutor, vom încerca ca opera acestor minunați artiști să o imortalizăm. Despre importanța școlii de pictură naivă din Uzdin la păstrarea și promovarea patrimoniului cultural al românilor din Serbia a vorbit Daniel Magdu, președintele comunităților românilor din Serbia. Iată, suntem în anul 2017 și mă duce gândul spre, iată, încă un jubileu, să zicem așa, mini. 10 ani de zile au trecut, deci în 2007, când am organizat cu comunitatea românilor din Serbia expoziția Artei Naive în Sibiu, care a fost în anul respectiv capitala culturii europene, împreună cu orașul Luxemburg. Și atunci m-am întrebat, prima dată când oamenii care prima dată au intrat în contact cu arta naivă uzdiniană, m-au întrebat mulți de unde ideea aia, de ce aceste femei, acest bărbați, dintr-un sat uzdin, s-au apucat de arta naivă. De unde le ideea să ia pânza și să o îmbogățească cu motivele din viața de zi cu zi, cu portul popular, cu toată bogăția patrimoniului care l-am moștenit de la strămoșii noștri. Atunci m-am gândit și chiar este un aspect care mai puțin a fost abordat de critici de artă. De unde? Poate undeva într-un subconștient, din cauza că vorbim despre o perioadă că imediat după al doilea război mondial, când începe industrializarea, când și la noi populația din sate abandonează portul popular și începe să se îmbrece și se poartă moda de confecție. Cumva aceste femei, acest bărbat, aceste noștri uzinieni care au început arta naivă uzdiniană, încep aceste porturi și mai departe să le poartă pe pânză. Până atunci, dacă era pânza îmbrăcată, acum pânza s-a schimbat cu pânza cea pictate. Și în acest fel venim aici în anul 2017, în care, iată, unele obiceiuri care au fost uitate, precum sunt jocul din centrul satului și așa mai departe, trăiesc mai departe, sunt și mai departe transmise generațiilor viitoare și o putem considera ca unul, dacă nu știu, cea mai mare valoare patrimonială, nu doar uzdinenilor, dar în total românilor și din Serbia și românilor de pe întregul mapamond. Mărețul eveniment, la care au fost prezenți printre alții și pictorii membri ai Galeriei de Artă Naivă din Uzdin, Ileana Oalge, Daniel Susa, Adam Ezin, Sofia și Todor Ionașcu, a fost inaugurat de președintele Comunei Covăcița, Milan Garașević. Fostul președinte zajednice Română
Srbiji, uvaženi slikari, dragi gosti, dragi prijatelji, želim samo da vas pozdravim. Imali smo priliku da čujemo jednu zaista veličanstvenu retrospektivu naivne umetnosti Uzina, odnosno naivne umetnosti rumunske u Srbiji. Kao što ste imali prilike da čujete, oni koji to nisu znali, naivna uzinska umetnost je poznata širom sveta, obišla je mnoge prestonice. Ono što nama danas preostaje kao opštini jeste da nastavimo, da se staramo o tome i da pomognemo koliko god je to moguće da se to širi i dalje putuje po svetu i dalje prenosi i da se taj brend očuva. Ja kao predsjednik opštine i opština na čijem sam čelu, starat će se da to bude tako i davat ćemo svesrednu podršku naivne umetnosti Domu kulture, jer to je naša mogućnost da preko Doma kulture pomognemo slikarima da sačuvamo ovo blago i da ga u svakom slučaju još više uvećamo. Siguran sam da od današnjih slikara postoji i može da se iznedri još neko veliko ime koje bi proslavilo Uzdin. Ponosim se na to što današnju 55. izložbu mogu da proglasim otvoreno. Hvala vam. În cadrul expoziției, pe lângă tablourile de pictură naivă care sunt proprietatea Galeriei de Artă Naivă din Uzdin, au fost prezentate și catalogele de pictură naivă uzdiniană realizate în ultimul deceniu. În cadrul evenimentului de marcare a jubileului de 55 de ani ai picturii naive din Uzdin, au fost acordate, în final, diplome de recunoștință celor care au sprijinit și au depus efort ca această mișcare fenomen să se mențină de-a lungul anilor.